Capitolul 4. Crucea surorilor noastre. În toată țara noastră, ca în întreaga lume creștină, există frumosul și evlaviosul obicei de a așeza flori în jurul crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Există în obiceiul acesta nu numai recunoștința evlavioasă a sufletelor ajutate și binecuvântate de dragostea iertătoare și plină de bunătatea Mântuitorului, și nu numai o dorință de a participa cu o rază de bucurie și mângâiere la suferința Lui, ci și un temeinic, un tainic simbol al vieții surorilor noastre, a vieții acelor suflete cărora li se cere mereu o jertfă tăcută, răbdătoare și plină de iubire pentru alții, precum a fost jertfa Domnului. De două ori pe an, primăvara și toamna, mâinile evlavioase ale surorilor noastre acopăr crucile de prin biserici, de prin cimitire sau de pe la răspântiile drumurilor cu cununi de flori. Ce minunate sunt florile tinere și vesele ale primăverii, trandafirii albi, roșii, galbeni, împletiți cu nună și așezați peste crucea însângerată a dragostei lui Hristos. O vreme nu se mai vede crucea de parcă nici n-ar fi cruce. Se văd numai trandafirii veseli, fericiți și mulți, de parcă ar fi numai flori crucea. Dar vremea aceasta nu ține prea mult. Curând vine dogoarea soarelui arzător al verii, loviturile ploilor repezi, ale grindinii nemiloase și frământările vânturilor și furtunilor necruțătoare. Soarele uscă trandafirii, grindina îi rupe, vântul le zboară florile, iar în jurul crucii rămân numai spinii și numai singurătatea dureroasă și amară de sub ei. Atunci nu se mai vede nicio floare, de parcă nici n-ar fi fost vreodată flori. Ce tristă și amară este atunci crucea, numai cu spini. Dar vine toamna iarăși și o nouă bogăție de flori înconjoară din nou crucea, răsplătind o parcă de toată singurătatea și părăsirea din vremea secetei. Atunci toți spinii sunt înlăturați de peste cruce și ea este acoperită de alte flori care acum nu mai au spini. Împodobită astfel, crucea intră în iarnă, încărcată de frumusețea cununilor albe ale dragostei și recunoștinții surorilor noastre. Scumpele noastre surori, ce tainică asemănare este între aceasta și viața noastră! Și voi aveți fiecare o cruce. Pe urmele marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, mielul crucificat al lui Dumnezeu, nici unul, nici una, nu putem merge fără de cruce. La slavă nu se poate ajunge decât prin cruce și cu ea. El însuși, Domnul, a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea lui în fiecare zi și să vină pe urmele mele. Matei 16:24. Din chiar clipa când ne hotărâm să ne întoarcem spre a-L urma pe Hristos, noi primim pe umerii noștri crucea. E de fapt crucea noastră, dar parcă este o prelungire a crucii Lui. Da, noi pe pământ nu putem avea o altă soartă decât soarta Domnului nostru dacă vrem să umblăm pe urmele Lui și dacă ne străduim să ne schimbăm mereu chipul vieții noastre după trăirea Sa. La începutul vieții noastre cu Hristos, noi am primit și noi pe umerii noștri crucea Lui și în zilele primăverii noastre duhovnicești trăiam clipe de parcă nici nu mai suntem pe pământ, pentru că bucuriile frățești, bucuria adunărilor și a cuvântului sfânt, bucuria cântărilor înălțătoare și a rugăciunii strălucite și fericite, bucuriile acestea erau cununile vesele de trandafiri cerești care acopereau crucea noastră de la început, de parcă nici nu avea o cruce și parcă nici nu o purtam. Așa a fost și viața Mântuitorului la început. Mulțimi mari, primiri fericite, minuni și cântări, libertate și bucurie, parcă nici nu purta o povară. Parcă nici nu venise pentru suferință, parcă nici nu era sortit pentru jertfă.
Aceste bucurii însă erau trandafirii care acopereau atunci crucea lui Iisus. Tot așa a fost și cu lucrarea oastei sale la început, lucrarea frățietății noastre. Mulțimi mari, primiri sărbătorești, prețuire neobișnuită, uși deschise, brațe primitoare și cuvinte de laudă. Dar acestea erau, tot așa, trandafirii care acopereau crucea ei de la început. Însă nici vremea acestora n-a ținut prea mult. A ținut numai atâta cât a trebuit ca să fie cunoscută solia Evangheliei și vestea mântuirii pe calea vieții la noi. După aceea au venit dogorile încercărilor, ploile batjocurilor, grindinile loviturilor, vânturile frământărilor dureroase și patimile și Golgota. Atunci crucea rămăsese fără flori, rămăsese numai cu spini uscați și nemiloși, cu singurătatea dureroasă, cu lacrimile însingurate. Suferințele și încercările i-au uscat pe unii, ploile bajocurilor i-au frânt pe alții dintre noi, grindinile loviturilor i-au făcut pe cei mai mulți să se lapede și frământarea vânturilor potrivnice pe mulți i-a făcut să se lase duși, cine știe pe unde, cine știe pentru ce. Crucea al Domnului Iisus a rămas odată goală de flori, crucea oastei sale a rămas la fel și vine o vreme când și crucea ta, sora noastră scumpă, poate să rămână tot goală. În casa ta pot să vină necazuri, în frățietatea ta pot să vină lepădări, în sufletul tău pot să vină îndoieli și atunci orice bucurii ți se duc. Soțul sau părinții sau copiii pot să te părăsească sau să te chinuie. Bucuria și mângâierea frățească poți să ți-o pierzi. Și părtășia cu Domnul poate să ți se rupă. Și tu să rămâi fără acestea, vreme îndelungată poate, numai cu durerile crucii tale, numai cu spinii suferințelor tale, numai cu ispitele singurătății tale, numai cu povara zdrobitoare a deznădejdii tale. Dar, scumpă soră, nu uita atunci, nu uita că crucea mai are o parte, partea ei cea lăuntrică, partea crucii cea tainică, partea ei cea dumnezeiască. Și află atunci, scumpă soră, că aceea este partea ei adevărată și nu cea din afară. Află, scumpă soră, că adevărata frumusețe a crucii nu stă în florile și în trandafirii care o împodobesc pe din afară, ci în puterea, în harul și în slava care stă în lăuntrul ei, în acceptarea ei cu seninătate, în purtarea ei cu bucurie și în jertfirea prin ea cu iubire. În aceasta stă taina puterii crucii lui Hristos. În pătrunderea acestora stă taina înțelepciunii Duhului și în cuprinderea acestora stă taina biruinței și mântuirii noastre, căci în cruce este puterea lui Dumnezeu. Galateni 6:14, 1 Corinteni 1:24. Află, scumpă soră, că în toamna vieții tale vei intra și tu în odihna morții și vor trece spre primăvara veșniciei credința, nădejdea și iubirea din tine, cu toată crucea ta acoperită de florile fără spini, a binecuvântărilor lui Dumnezeu și ale scumpilor tăi. Slavă veșnică ție, marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, a cărui tainică iubire și înțelepciune a ales crucea ca mijloc al mântuirii neamului omenesc, a ales suferința ca mijloc de ispășire a păcatului și a ales jertfa ca mijloc de arătare a dragostei. Te rugăm să ne deschizi și nouă mintea și inima spre înțelegerea și primirea acestor adevăruri, pentru ca prin ascultarea și trăirea lor să ne putem face vrednice de harurile crucii tale, de puterea și biruința ei, împurtarea cu dragoste și răbdare a crucii noastre pe urmele crucii tale, chiar dacă adeseori și timp îndelungat nu sunt nicio floare
în jurul acestei cruci, ci numai rămășițele spinilor rămase ca o durere și mai apăsătoare pentru noi. Ajută-ne atunci să privim spre Tine și să purtăm cu răbdare crucea noastră, așa cum ai purtat-o Tu. Amin.